Un șofer a avut parte de un sfârșit tragic. Bărbatul a ars de viu în propria mașină, care s-a aprins ca o torță după ce a lovit un parapete despărțitor. Mai mulți șoferi au oprit și au încercat să stingă focul, dar degeaba. Bărbatul nu a mai putut fi salvat. Tragedia a avut loc azi noapte la ieșirea din Tureni spre Cluj-Napoca. Șoferul, care se pare că ar fi urcat băut la volan, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului. Mașina a lovit balizele de presemnalizare a parapetului de protecție și s-a oprit în stâlpul metalic dinaintea parapetului. În urma impactului, bărbatul a rămas prins în interiorul mașinii și a murit în urma exploziei. Mai mulți șoferi au oprit și au încercat să stingă incendiul cu extintoarele pe care le aveau în mașini, dar în zadar, flăcările erau mult prea mari. Un echipaj de pompieri a reușit să stingă focul, dar pentru bărbat era mult prea târziu. Polițiștii clujeni fac în continuare cercetări pentru a se stabili împrejurările în care a avut loc acesta.